Postul mare, timp de convertire, timp de reînnoire sufletească. Dragi prieteni, bun regăsit! Suntem la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul Crucii aici la Apolonia TV. În Biserica Romano-Catolică deja a început postul mare, timpul de pregătire pentru Marea Solemnitate a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Un timp dens, un timp în care creștinii sunt invitați să intre mai adânc în sufletul lor, să regândească, să recântărească legătura lor cu Dumnezeu, dar și legătura cu aproapele. Un timp plin de ocazii potrivite pentru ca fiecare creștin să crească în credință și să se apropie mai mult de Dumnezeu. Discutăm despre postul mare și despre toate semnificațiile sale cu invitatul ediției de astăzi, Părintele Ionuț Eremia Imbrișcă, Părinte Spiritual la Seminarul Mare Diocezan de aici din Iași. Bun revenit la emisiunea noastră! Mulțumesc frumos, Părinte Felix, pentru invitație. Bine, regăsire! Îți mulțumesc pentru că ți-ai făcut timp să discuți împreună cu noi și să împărtășești cu telespectatorii ceea ce înseamnă timpul postului mare. Iată, e un ritm aproape destul de frenetic, pentru că nici n-a trecut Crăciun, nici n-a început anul, din nou postul mare, din nou va veni Crăciunul, toate sunt darurile lui Dumnezeu și cred că ceea ce este important ca noi totuși să dăm importanța ceea ce primim de la Dumnezeu și să trăim cu intensitate. Așadar, postul mare, timp îndelungat într-un fel, dar la fel de scurt pentru că trece repede, astfel încât noi să ne pregătim pentru solemnitatea învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Dar care este rolul postului mare? Să luăm în contextul anului liturgic. Avem mai multe perioade. Care este semnificația postului mare în acest ritm al celebrărilor? Semnificația timpului postului mare în contextul general al anului liturgic este aceea de a-l ajuta pe credincios să se pregătească pentru celebrarea misterului central al credinței noastre și anume pătimirea, moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, este un timp de pregătire, un timp în care noi suntem invitați să ne îndreptăm spre sărbătoarea Învierii Domnului, spre sărbătoarea Paștelui. Așa cum bine ați spus înainte, și timpul Crăciunului este precedat de o altă perioadă, o perioadă Adventului, un timp de pregătire. La fel, acest timp pascal, timpul sărbătorii Învierii Domnului, este precedat de acest timp de pregătire, acest timp al postului mare, care, după cum știm, este o perioadă de 40 de zile în care noi suntem chemați să medităm la pătimirea, la moartea și la învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Un timp, cel puțin în ritul latin, Biserica Romano-Catolică începe cu Miercurea Cenușii, a fost Miercurea trecută, și la acea celebrare de la Sfânta Liturghie există un rit special. Un rit în care credincioșii vin înspre altar, în fața preotului, și preotul pune cenușă pe capetele lor. Ce semnificație are acest gest? Așa este, timpul postului mare în Biserica Catolică începe în Miercurea Cenușii, iar în această zi de post și de abstinență, în care suntem chemați să ținem post și să ne abținem de la mâncatul cărnii, creștinii care participă la celebrarea Sfintei Liturghii în această zi de Miercurea Cenușii participă și la ritul impunerii cenușii. Ce vrea să însemne acest rit? Creștinul venind în fața altarului, nu?
își pleacă capul, iar pe creștetul lui părintele face semnul Sfintei Cruci cu cenușa obținută din arderea ramurilor folosite cu un an înainte în Duminica Florilor, atunci când noi știm, nu, că Iisus, intrând în Ierusalim, era întâmpinat de marea mulțime a oamenilor care cântau Osana, Osana Fiului lui Dumnezeu. Acele ramuri pe care noi le purtăm la biserică în Duminica Floriilor, din acele ramuri se obține această cenușă care este folosită în Miercurea Cenușii. Care este semnificația acestui rit? Este un gest care ne invită pe noi, cei care participăm la celebrarea Sfintei Liturghii în această zi, la a conștientiza faptul că totul în lumea aceasta este trecător. Cenușa, pământul, humusul, care ne invită în definitiv la o umilință. Și gestul acesta, ritul acesta este însoțit și de o rugăciune. Adu-ți aminte, omule, că pământ ești și că în pământ te vei întoarce. Cu alte cuvinte, adu-ți aminte, omule, că nu ești veșnic în această lume și că inima ta nu trebuie să fie alipită de bunurile acestei lumi, ci străduiește-te ca să te desprinzi de tot ceea ce înseamnă bunurile acestei lumi, să-ți fixezi privirea ta spre bunul Dumnezeu, pentru ca astfel să poți să parcurgi acest drum al postului cu privirea îndreptată spre bunul Dumnezeu și cu dorința de a te converti. În definitiv, în această zi, ritul acesta este însoțit fie de formula aceasta, adu-ți aminte, omule, că pământ ești și în pământ te vei întoarce, fie de o altă rugăciune, și anume, convertiți-vă și credeți în Evanghelie. De ce această insistență la convertire? E clar că fiecare dintre noi avem nevoie să parcurgem acest drum, dăm la o parte această idee a convertirii doar pentru cel care nu crede în Dumnezeu și dintr-o dată crede, dar cu insistență în timpul postului mare se face referință la convertire. De ce lucrul acesta? Dacă stăm bine și ne gândim, este invitația lui Iisus Hristos. Iisus Hristos, când își începe activitatea sa publică, în predica sa spune: Împărăția lui Dumnezeu este aproape, convertiți-vă și credeți în Evanghelie. A te converti, adică a-ți schimba mentalitatea, a-ți îndrepta pașii tăi spre Dumnezeu, ai face loc lui Dumnezeu în viața ta, în definitiv a te gândi la propria ta viață și a pune ordine în viața ta, gândindu-te dacă ritmul vieții tale este acela care te conduce pe tine spre adevărata fericire, spre adevărata împlinire, dacă în modul în care îți organizezi viața de zi cu zi reușești să te îndrepți sau să respecti marile sau micile decizii din viața ta, care cred și sper că fiecare dintre noi, atunci când ne aflăm în fața acestor mari decizii în viața noastră, sunt decizii pe care le luăm din dorința de a fi fericiți, de a ne îndrepta spre fericire. Interesantă această perspectivă, pentru că de multe ori avem această, aproape că este ispită sau prejudecată pentru postul mare, că noi suntem chemați să facem ceva pentru Dumnezeu și pentru aproapele, pomană, post, pomană, rugăciune, vom reveni, în sensul în care parcă noi renunțăm la ceva, ne sacrificăm, și sunt și aceste aspecte pentru altcineva, pentru Dumnezeu și pentru aproapele, când, în ceea ce spuneai înainte, de fapt totul este într-un fel, nu în mod egoist, dar este pentru noi, este pentru creșterea noastră, pentru fericirea noastră, pomeneai lucrul acesta. Poate aici n-ar strica o schimbare de paradigmă, de perspectivă, să ne gândim că postul ne răpește ceva, ci de fapt ne dăruiește mai mult. Da, dacă îmi vin în minte cuvintele pe care le auzim la liturghia din Miercurea Cenușii, luate din cartea profetului Ioel, no? Atunci când în cadrul Sfintei Liturghii auzim cuvinte foarte puternice: întoarceți-vă la Dumnezeu prin post, prin cu plângere, cu jale, sfârșiați-vă inima și nu hainele. Corect. Întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul nostru, pentru că El este bun și milostiv, El este încet la mânie, dar El este mult milostiv și iartă răul.
Dar aceste cuvinte puternice, întoarce-te la Domnul prin post, prin plâns, prin jale, acum este timpul potrivit, acum este timpul mântuirii, apoi în ziua aceasta participăm și la ritul impunerii cenușii și aceste cuvinte puternice, adu-ți aminte, omule, că pământ e și în pământ te vei întoarce. E ca și cum avem tendința, așa se credem că este o zi care ne invită la tristețe, la apăsare, dar în definitiv, dacă încercăm să intrăm în profunzimea ritului și în profunzimea textelor liturgice, acestea nu fac altceva decât să ne conducă pe noi spre interiorul nostru, spre realitatea profundă pe care o căutăm în viața noastră și, de ce nu, să ne îndreptăm spre ceea ce poate reprezenta în viața noastră adevărata fericire. Exact. Și de fapt asta vom face, vom lua pe rând postul, pomana, rugăciunea, ce semnificații au și cum pot fi trăite în timpul postului mare, dar până atunci te invit să urmărim și pe voi, dragi prieteni, să urmărim reflecția episcopului Robert Barron din Statele Unite, care ne învață la a dărui, dar nu în orice mod, ci ne îndeamnă dăruiește așa cum Dumnezeu dăruiește. O reflecție profundă și care are multe aplicații la timpurile în care le trăim. Să urmărim împreună! Peace be with you. Friends, I wonder if you've heard about this phenomenon discovered by some sociologists of primal cultures. There's a scenario in which two chieftains, two rulers of tribes, essentially destroy each other in rivalrous displays of hospitality. I know that sounds weird, but here's the scenario. So one chieftain entertains his rival with this lavish display of hospitality, with a great meal and giving gifts and so on. Well, the other chieftain then feels, wait a minute, I've now been put in a sort of disadvantageous position because now I look like I really owe this guy something. And so he responds with an even more extravagant dinner and more extravagant gift giving. So now the original fellow said, well, wait a minute, now I'm in the disadvantageous position. I've got to just go over the top with another show of hospitality. And this goes back and forth until the two societies, the two tribes, basically destroy themselves. Well, curious thing, but it's pointing to, in its own exaggerated way, a reality that we all face. The French sociologist Emile Benveniste noticed an interesting etymological relationship between the word hospitality and the Latin word hostis, which means enemy. So we speak of hostility, a hostile attitude from hostis, enemy. Well, it's related to hospitality, hostility. It's that idea that sometimes our displays of generosity can actually be aggressive, actually lead to rivalry and dissension. Another French philosopher of the 20th century, one of the most influential, called Jacques Derrida, spoke in light of this, of what he called the dilemma of the gift. Here's what he means. In our world, it's practically impossible to give a gift. Now, how come? Well, a gift, by definition, is something that's offered with no strings attached, right? If it's a gift, it's just given to me gratuitously. I'm not expecting anything in return. There's no string attached to it. However, again, in this world that we actually inhabit, whenever you give a gift, you do at least implicitly obligate the person who receives it. Think of when you receive a gift from somebody, it's a monetary gift, let's say at Christmas time. Don't you feel at least the obligation to respond with a thank you note? In other words, the gift comes as a kind of invasion that now awakens in me a need to respond. And see what that means, Derrida said, here's the dilemma, is that you can never really give a true gift, because we're always caught in this sort of demand of exchange. Well, here's the thing, everybody. I think this is largely right.
in our fallen, sinful, and conflictual world. I think it is very hard to give a gift or receive a gift without being caught in this kind of obligatory exchange. You know, I'll confess this, it's something very simple, but sometimes, let's say around Christmas time, and you get a card from somebody, and it's a nice card. And here's a card with a check in it. You think, well, God bless you, thank you for the gift, but now I'm obligated to write a thank you note, or I'm obligated to respond in some ways. Here's an interesting one, too, people that reflect along these lines. In German, the word for poison is Gift, G-I-F-T. Now, it's just kind of an accident that the English word gift is the same word for poison in German. It's making the same point that we're caught in these difficult rhythms of exchange and mutual obligation when there's gift-giving involved. Okay. Now, as far as I'm concerned, there is one great exception to this Derridean principle. Who can really, truly, and fully give a gift? God. Why? Because God needs nothing. Our praise, our gratitude, anything we give to God adds nothing to God's greatness. God's perfect. Everything we have is, in fact, already been given by God. And so there's nothing he needs in return. God, in other words, can be utterly gratuitous in his giving. Think how often the Bible speaks of God as a giver. He gives creation. He gives a covenant. He gives redemption. He gives his very self in Christ. And expecting nothing in return. Because nothing can perfect him or fulfill him in any way. I've spoken before about love as the willing of the good of the other as other. When I love, I will your good. Now look at the Derrida thing. If I'm willing your good so that you might return something to me, so I give to you that you might now be obligated to me, well, that's not really love, is it? That's just, it's indirect egotism. I'm willing my own good through you. But God can give in this absolutely gratuitous way. God can love purely and absolutely. Okay, all of the above is a preparation for our extraordinary gospel taken from Luke's Sermon on the Plain. So in Matthew's gospel, Jesus gives his great paradigmatic sermon on a mountain. In Luke, it's on a plain, but it's a lot of the same content. I think what Jesus is talking about here makes sense, listen now, only for people who are sharing in the divine life. You listen to what Jesus says and you say, well, look, that's impossible in this world, in this finite, conflictual, sinful world. Yes, quite right. And all these people saw it. Derrida got it right. It's impossible to live this way. But, if by grace you can share in the very way that God exists and that God loves, then you can live this way. All right, let me show you what I mean. Listen now to this familiar statement. Still, I mean, unsettling in its radicality. Love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. Do you see what's happening here, everybody? Love your enemies. Well, what's an enemy? An enemy is someone that doesn't like you, that doesn't love you, is not going to return the favor. In other words, give without expecting return. Give in such a way that there are no strings attached. And the way you test that is by loving your enemies, those who don't like you, they don't love you, they won't respond. That means you're loving with the purity of God's own love. Again, do good to those who hate you.
So what do most of us do in the sinful world? I'll be good to you that you might be good to me. I'll be good to those who will return the favor. But that's not what he's talking about. In fact, he's talking about breaking that rhythm. Do good to those who hate you. They're not going to respond. Bless those who curse you. So why would I bless someone? Well, then maybe they'll bless me. I'll call God upon you that you will call God upon me. No. Bless those who are actively cursing you. That way, you're loving the way God loves. Pray for those who mistreat you. Jesus said, well, how can I do that? I'm going to pray for someone that's mistreating me. Yeah, you should. Because now you're doing so out of sheer love. You know that line, that God makes his sun to shine on the good and bad alike? It's the same thing. See, the sun is the sun of God's love. It shines indifferently. It's not shining on those who will now shine back. It shines on the good and the bad alike. So must we be who participate in the divine grace. Listen now to this. Give to everyone who asks of you, and from the one who takes what is yours, do not demand it back. What? This doesn't make a lick of sense. Political, economic, psychological, sociological, right? Doesn't make a lick of sense. Give to everyone who asks for you? No. How about give to, you know, some from whom you can expect a return? Give to some who might benefit you? Give to some who'll be creative with what you give them, etc., right? We put all these restrictions. No, says Jesus. Give to anyone that asks of you. And from the one who takes what's yours, do not demand it back. Someone steals something from me? No, in justice, I'm going to steal something back from him. No. Don't play that game. Don't get caught in that rhythm. Love as God loves. Now, lest we miss the point, so I'm right at the heart of the Sermon on the Plain now. But right at the heart of Jesus' message. Lest we missed it. Listen. For if you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? Even sinners do the same. In other words, don't just operate the way the world operates. You know, I scratch your back, you scratch mine. I'll give to you if you give to me. That's the way the world works. Even sinners do that. No. You are to love the way God loves, filled with his distinctive grace. Listen now as the Lord sums up this extraordinary teaching. And can I recommend everybody, spend a little time here, sixth chapter of St. Luke. Spend a little time with this teaching. It'll change everything if you take it in. But listen now as he sums up. Love your enemies, do good to them. Lend expecting nothing back. Then your reward will be great. Listen, and you will be children of the Most High, for he himself is kind to the ungrateful and the wicked. There's Christianity, as far as I'm concerned. What kind of God do we have? Think of how many people, by the way, project our weird kind of sick way of dealing with each other onto God. When will God love me? Well, if I'm, you know, morally impressive enough. When will God love me? If I give him what he needs. That's not the God disclosed by Christ. No. Makes his sun to shine on the good and bad alike. Makes his refreshing rain to fall on the just and unjust alike. Again here, he himself is kind to the ungrateful and the wicked. What if we lived our lives this way? That means we've been transfigured by grace, that we've been Christified, that we could say with St. Paul, it's no longer I who live, but Christ who lives in me. This is an ethic, in other words, not for this ordinary world. It's an ethic for the saints, an ethic for those who've been filled with the unique grace that God is. And God bless you.
Cine poate dărui cu adevărat Dumnezeu? Pentru că El nu așteaptă nimic, nu are nevoie de nimic. Spuneam o interesantă și profundă reflecție a episcopului Robert Barron din Statele Unite și mulțumim platformei cristofori.ro pentru traducerea acestei reflecții și soților Oana și Radu Capan pentru că ne-au pus la dispoziție. Episcopul Robert Barron vorbește despre dărnicie, despre dăruire. A început într-o manieră extraordinară care ne duce cu gândul la ceea ce trăim în aceste zile în lumea noastră și ne amintește că fiecare dintre noi putem să schimbăm această lume atunci când dăruim din toată inima fără să așteptăm. Ceea ce suntem invitați și în timpul postului mare despre care discutăm cu invitatul nostru, Părintele Ionuț Ieremia Imbrișcă, Părinte Spiritual la Seminarul Mare Diecezan de aici din Iași. Am zis înaintea reflecției episcopului Robert Barron că vom lua pe rând postul, pomana, rugăciunea. În Miercurea Cenușii, când începe postul mare în Biserica Latină, Biserica Romano-Catolică, se proclamă această Evanghelie în care Iisus face referință la trei: postul, pomana, rugăciunea, nu în fața oamenilor, nu pentru a fi preamăriți, arătați și lăudați, ci în odaia sufletului. Și sunt cei trei piloni importanți ai postului mare. Așadar, postul, de ce se cere postul în timpul postului mare și ce semnificație are lucrul acesta? Da, aș pleca mai degrabă de la ceea ce înseamnă postul, semnificația postului și înainte de a răspunde la întrebarea ce este postul, aș vrea mai întâi să spun ce nu este postul. Să ne clarificăm lucrurile din start. Bun. În primul și în primul rând, postul nu este greva foamei. E clar. Nu facem greva foamei în perioada aceasta a postului mare, pentru că dacă intrăm în semnificația cuvintelor, în definitiv, a face greva foamei este și un păcat împotriva poruncii lui Dumnezeu, pentru că a face greva foamei înseamnă a-ți slăbi sănătatea și tot ceea ce contravine sănătății trupului este un păcat și o încălcare a poruncii lui Dumnezeu. Totodată, postul nu este nici o cură, o dietă. Pentru că dieta nu are, să zicem așa, nu e însoțită de o motivație interioară, ci este însoțită de o motivație exterioară. Aceea de, ce știu, fie de a arăta mai bine, fie de a mai renunța la câteva kilograme, poate chiar din motive de sănătate. De aceea, postul nu este nici grevă, nu este nici dietă, postul este mult mai mult. Postul, aș putea spune că este un drum care ne conduce spre lumină, ne conduce spre lumina învierii Domnului, pentru că, spuneam, postul este cel care ne conduce spre sărbătoarea învierii Domnului. Postul ne conduce pe acest drum al luminii, fiind însoțiți de cuvântul lui Dumnezeu și de celebrarea sacramentelor. Pentru că în această perioadă a postului suntem invitați, chemați să facem, să avem mai mult timp sau să ne acordăm mai mult timp citirii cuvântului lui Dumnezeu, meditării cuvântului lui Dumnezeu, a ne ruga plecând de la cuvântul lui Dumnezeu, dar totodată a parcurge acest post participând și la Sfintele Sacramente. Apoi, postul este o ocazie potrivită pentru noi de a pune ordine în viața noastră, spuneam și în prima parte a acestei emisiuni, a pune ordine în viața ta, a te gândi la modul în care tu trăiești și a reflecta cu adevărat dacă modul în care îți trăiești viața te conduce pe tine pe drumul care te duce spre fericire, dacă modul în care tu îți trăiești viața îi lasă spațiul lui Dumnezeu în viața ta, cu alte cuvinte, dacă în viața ta Dumnezeu are primul loc sau are locul 2 sau al treilea sau al patrulea, și de aceea postul este ocazie potrivită pentru a vedea ce anume îl îndepărtează sau îndepărtează primul loc al lui Dumnezeu din viața ta. Și de aceea postul, atunci când ne referim la post, nu ne referim doar la abținerea de la carne sau de la băutură, ci ne întrebăm tot ceea ce ne împiedică în a-i acorda lui Dumnezeu primul loc în viața noastră. Și poate în anumite situații poate a reprezenta televizorul
ceea ce îi ocupă principalul loc al lui Dumnezeu în viața noastră, sau în alte situații ar putea fi chiar internetul cel care să îi ia locul lui Dumnezeu din viața noastră, nu că televizorul sau internetul nu ar fi mijloace potrivite sau bune în a ne ocupa timpul sau în a ne folosi de acestea fie pentru a ne relaxa, fie pentru a ne informa, ci modul în care acestea sunt folosite în viața noastră sau, de ce nu, chiar telefonul. Chiar în acest sens era o știre cu un adolescent în America care, folosind telefonul, mergând pe stradă și folosind telefonul, a căzut într-o gaură de canal pentru că era preocupat să scrie mesaje pe telefon. Și de aceea, iată, postul, o ocazie potrivită de a vedea ce anume îi ia locul lui Dumnezeu în viața noastră, dar nu numai aspectul acesta în relația noastră cu Dumnezeu, dar și asupra modului în care ne raportăm la aspectele care fac parte din viața noastră, în ce anume anumite realități din viața noastră poate crea anumite sclavii. Că vorbim aici de alcool sau că vorbim aici de jocuri sau că vorbim aici, de ce nu, de bârfă sau situații în care cădem în aceste capcane, în care în loc să să dezvoltăm relații de prietenie și de cordialitate cu cei din jurul nostru, cădem în astfel de aspecte care ne, să zicem așa, ne îndepărtează de cel de lângă noi în loc să ne apropie. Așadar, un prim aspect legat de post. Ce este postul? Putem privința spune că e nevoie sau e cazul de o anumită, poate nu e cuvântul cel mai potrivit, creativitate, sau poate mai mult de un anumit discernământ, adică ok, renunțarea la mâncărul cu carne și știm, în biserica catolică posturile sunt mai așezate, în biserica ortodoxă sunt mai dense, mai puternice, toate au valoare, dar putem spune că e nevoie de un anumit, aș spune totuși, discernământ în care să cântărim lucrurile și să vedem, poate unul e simplu să renunțăm la mâncare cu carne, dar tu pomeneai de a renunța la timp dat televiziunii, internetului, telefonul și așa mai departe. Asta ne duce într-un fel de update, un update în privința aceasta și cred că e nevoie, e cazul, pentru că de multe ori ne putem amăgi, am postit miercurea, vinerea și poate sunt și alte lucruri de care ar trebui să postesc. E nevoie de o creativitate în privința asta. Cred că este o nevoie de o anumită creativitate în privința aceasta și această creativitate o putem dezvolta în viața noastră dacă plecăm de la această întrebare. Ce aș dori să se îmbunătățească în acest timp în relația mea cu Dumnezeu? Ce aș dori să se îmbunătățească în acest timp în relația mea cu aproapele? Ce aș dori să se îmbunătățească în acest timp în relația cu mine, cu viața pe care o trăiesc? Și atunci când răspunzi sincer la aceste întrebări, atunci sunt convins că nu ai cum să fii lipsit de creativitate pentru a-ți da seama singur în ce formă ești chemat în această perioadă a postului mare să postești sau să te folosești de practica aceasta a apostului pentru a lăsa mai mult spațiu lui Dumnezeu în viața ta. Postul este într-adevăr despre legătura cu Dumnezeu, dar și cu creșterea propriei persoane. În schimb, pomana e un aspect al carității, al grijii față de aproapele care are nevoie în diferite modalități de ajutorul meu. Dacă e să mergem pe aceeași linie, un creștin care e din acest secol, cum ar putea să regândească într-un fel aceeași valoare? Rămâne apomenea carității, dar cu mai multă atenție la timpurile în care trăim. Ce sens are această pomană pe care o trăiesc astăzi în contextul acesta? Mai întâi cred că ar trebui să plecăm de la ceea ce ne spune Iisus în Evanghelie. Pomeneați de Evanghelia care se citește în Miercurea Cenușii și anume în Evanghelia respectivă Hristos ne oferă indicații clare asupra modului în care suntem chemați să trăim în perioada postului mare. Printre acestea este și acesta al carității, al pomenii. Și acolo Hristos ne spune clar, aveți grijă ca atunci când dați de pomană să nu dați de pomană pentru a fi văzut de celălalt. Cu alte cuvinte, să nu știe stânga ce face dreapta, pentru ca gestul pe care tu îl faci să fie văzut de către Tatăl, iar Tatăl să-ți ofere răsplată pentru caritatea ta și pentru grija pe care tu o ai față de aproapele.
Și în acest sens, cred că și în ceea ce privește caritatea și grija pe care o ai față de cel de lângă tine, există un spațiu al creativității. Pentru că uneori suntem așa tentați să credem că facem fapte de caritate doar atunci când rupem de la noi ceva și dăm celui care nu are. Însă sunt și alte posibilități de a arăta caritate, pentru că prin care putem să ne arătăm caritatea, pentru că poate o persoană nu are nevoie efectiv de un bun material, dar poate are nevoie de un timp pe care să-l petreacă cu o persoană pe care poate nu a văzut-o de mult timp. Mă gândesc poate un părinte care nu și-a mai văzut de mult copiii pentru că sunt prea ocupați din cauza serviciului sau din cauza modului în care își organizează viața de zi cu zi și atunci un părinte tânjește sau își dorește să aibă parte de un timp petrecut cu copilul său și acesta este un gest de caritate pe care un copil îl poate face în relația cu părinții săi sau un alt gest de caritate ar putea fi reprezentat de modul în care îți trăiești credința. Ai primit credința din partea lui Dumnezeu, ai primit acest dar din partea lui Dumnezeu și poate ai posibilitatea să îl ajuți și pe un altul să înțeleagă sau să descopere valoarea credinței în viața sa. Și atunci când tu ai timp să îi explici unuia anumite realități care țin de viața de credință, acesta poate la fel reprezenta un gest de caritate. Și aici aș dori să mă opresc puțin asupra a ceea ce ne invită Papa Francisc în acest an cu privire la mesajul pentru postul mare. Papa Francisc în acest an pleacă de la un citat din scrisoarea către Galateni, din capitolul 6, versetul 9, în care spune să nu obosim în a face binele, căci la timpul potrivit vom secera dacă nu vom deveni leneși. Și apoi continuă acest citat spunând, așadar, acum este timpul potrivit să facem binele tuturor. Aici Papa, practic, plecând de la aceste cuvinte ale Sfântului Apostol Paul adresate galatenilor, ne îndeamnă la această stăruință în a face binele, în a nu obosi în a înfăptui acest bine, pentru că uneori există această tendință, plecăm cu mult entuziasm în trăirea acestui post, poate la începutul postului ne luăm chiar și hotărâri foarte așa lăudabile, însă pe parcurs putem să obosim. Ne mai slăbesc puterile și atunci tocmai acest îndemn de a nu obosi, pentru că la timpul potrivit vom secera. Și iată apare această imagine frumoasă a secerătorului, a semănătorului, a secerătorului, nu? Și Hristos care se folosește foarte des de această imagine a semănătorului, chiar și pildele pe care Hristos în învățătura sa le folosește folosind această imagine a celui care seamănă, care aruncă sămânța, iar apoi a timpului secerișului când putem să culegem din roadele care au apărut de-a lungul timpului. Așadar, iată, acest al doilea aspect al carității, a dăruie și aici aș dori să evidențiez un aspect care este foarte important. De multe ori poate rămânem concentrați asupra a ceea ce oferim, însă mai important este cum oferim și câtă iubire avem în gestul nostru de a oferi. Că poți să oferi și un pahar cu apă și nu știu dacă timpul ne permite, dar dacă tot am ajuns la paharul cu apă, îmi vine în minte o experiență personală din anul pastoral pe care l-am desfășurat în Africa, în Kenya. Mi-aduc aminte și acum, deși au trecut din 2007, au trecut mulți ani, cum într-o duminică dimineață la ușa misiunii a venit o bătrânică care avea buzele crăpate din cauza arșiței, din cauza căldurii, a bătut la ușa misiunii și doar atât a cerut. Părinte, vreau un pahar cu apă.
Până în acel moment nu am conștientizat cât de important este să ia curs cu cuiva un pahar cu apă. Și noi știm în faptele de milostenie trupească, Hristos ne aduce aminte tocmai acest lucru. Până atunci nu am conștientizat. Însă în momentul acela când am văzut-o pe acea bătrânică care a bătut la ușă și m-am uitat la fața ei, la buzele ei și la dorința ei de a avea un pahar cu apă, în acel moment, în gestul pe care l-am făcut de a-i da un pahar cu apă, am înțeles și mai mult ce vrea Iisus Hristos să ne spună de a da celui care este însetat. Încă o dată ne reamintim faptul că s-ar putea să nu ne coste chiar foarte mult material vorbind, dar poate să facă mult bine dacă noi punem multă iubire, multă dragoste în ceea ce dorim să oferim. Și mă gândesc în aceste timpuri câtă generozitate și din partea poporului român față de refugiații din Ucraina și din alte popoare, alte persoane care oferă pentru că cineva este nevoie. Fără prea multe explicații, fără prea multe întrebări, dacă cineva are nevoie, îi ofer ceea ce are nevoie. Și postul, pomana și rugăciunea. Cum? O întrebare pare să fie banală. Cum să ne rugăm în timpul postului mare? Da, e un aspect foarte important în perioada aceasta de a intensifica rugăciunea noastră prin ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu, prin participarea la celebrarea Sfintelor Sacramente. Cred că este foarte important ca în această perioadă Sfântul Părinte, revin din nou la mesajul Sfântului Părinte în care Papa Francisc ne aduce aminte spunând să nu obosim în a ne ruga. Să nu obosim în a cere ajutorul lui Dumnezeu și Sfântul Părinte face referire la un citat din Evanghelia după Sfântul Luca la capitolul 18, a ne ruga fără încetare. Apoi Iisus Hristos, mă gândesc, care în timpul activității sale publice, deși avea o activitate destul de intensă prin predica pe care o desfășura, prin semnele pe care le făcea, prin relația pe care o avea cu ucenicii și cu poporul care era mereu în urma sa, acorda foarte mult timp rugăciunii, petrecea foarte mult timp în rugăciune, se retrăgea pentru a se ruga, astfel încât, venind după un moment de rugăciune, apostolii se îndreaptă spre Iisus și îi spune, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și de aceea aceasta putea reprezenta și rugăciunea noastră în această perioadă Apostolului Mare. Doamne, învață-ne să ne rugăm, învață-ne să descoperim adevărata semnificație a rugăciunii, învață-ne să descoperim adevărata rugăciune pentru a ne dori să petrecem mai mult timp în rugăciune. Și la fel, tot plecând de la acest mesaj al Sfântului Părinte, Papa Francisc spunea să nu obosim în a elimina tot ceea ce este rău în viața noastră. Și cum putem să eliminăm ceea ce este rău în viața noastră dacă nu având încredere în ceea ce se întâmplă sacramentul Sfintei Spovezi, sacramentul reconcilierii, a ne împăca cu Dumnezeu în sacramentul Sfintei Spovezi, a beneficia de dezlegarea sacramentală în sacramentul Sfintei Spovezi, a trăi în harul lui Dumnezeu, nu? Cum ar fi, a fi întăriți de lucrarea de sfințire a lui Dumnezeu în viața noastră, pentru ca trăind această realitate a harului să înaintăm în perioada postului mare cu conștiința și cu convingerea că drumul acesta nu îl facem singur, ci îl facem împreună cu Dumnezeu. Și atunci când vine vorba de sacramentul Sfintei Spovezi și de perioada aceasta și momentul acesta al reconcilierii, tot Sfântul Părinte Papa Francisc amintește de faptul că uneori noi obosim să-i cerem iertare lui Dumnezeu, pentru că spunem noi, mă întorc la spovadă cu aceleași păcate, îmi propun să mă schimb, iau hotărârea, dar nu trece mult timp și revin în aceleași greșeli. Și atunci Sfântul Părinte ne aduce aminte și ne spune, noi obosim să-i cerem iertare lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu obosește să ne acorde iertarea sa. Dumnezeu care este milostivire, Dumnezeu care revarsă iertarea sa atunci când noi cu umilință și căință ne plecăm înaintea sa și cerem iertare în sacramentul Sfintei Spovezi. Așadar, rugăciunea, o altă modalitate prin care putem să traversăm această perioadă a postului mare, apropiindu-ne și mai mult de Dumnezeu, pentru a ne pregăti și mai bine pentru pătimirea, moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Postul, pomana și rugăciunea, care toate sunt hrănite de Cuvântul lui Dumnezeu, de ascultarea Cuvântului Dumnezeu și de, bineînțeles, de punerea în practică, și te invit să ascultăm Evanghelia din duminica următoare, duminica a doua din postul mare, o proclamăm, după care
Așteptăm gândurile tale care să ne ajute să înțelegem mai bine acest fragment și să îi dăm valoare în viața noastră spirituală. În acel timp suntem la Evanghelia după Sfântul Luca, la capitolul 9, versetele de la 28 la 36. În acel timp Iisus i-a luat cu sine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan și s-a urcat pe munte ca să se roage. Și în timp ce se ruga, înfățișarea feței lui s-a schimbat, iar îmbrăcămintea lui a devenit albă, strălucitoare. Și iată, doi bărbați vorbeau cu el. Aceștia erau Moise și Ilie, care apărând în glorie, vorbeau despre plecarea lui, ce avea să se împlinească în Ierusalim. Iar Petru și cei care erau cu el erau tropiți de somn. Când s-au trezit, au văzut gloria lui și pe cei doi bărbați care stăteau de vorbă cu el. Când aceștia s-au îndepărtat de el, Petru i-a spus lui Iisus: Învățătorule, e bine că suntem aici. Să facem trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie, neștiind de fapt ce zice. Pe când spunea acestea, a apărut un nor și i-a învăluit în umbră, iar ei s-au înspăimântat când au intrat în nor. Atunci a fost o voce din nor spunând: Acesta este fiul meu cel ales, ascultați de el. Îndată ce a încetat vocea, Iisus se afla singur, iar ei au tăcut și nu au spus nimănui în zilele acelea ceea ce au văzut. Iată schimbarea la față, ce ne spune acest moment din viața lui Iisus, acest cuvânt al lui Dumnezeu. Aș dori să plec de la această frumoasă imagine și anume faptul că Iisus împreună cu Petru, Iacob și Ioan urcă pe munte pentru a se ruga. Și în timp ce se ruga, înfățișarea lui se schimbă, are loc momentul acesta al schimbării la față. Am putea spune un moment de glorie din viața lui Iisus, nu? Apare Ilie, apare Moise, acești trei discipoli care sunt fascinați de ceea ce ei văd acolo. Apoi, nu mai zic, cuvintele Tatălui, un nor care acoperă și din acel nor cuvintele care se aud: Acesta este Fiul meu cel ales, ascultați de El. Așadar, Hristos într-un moment de glorie. Suntem în timpul postului mare și ne pregătim pentru a înainta și pentru a ajunge la un alt moment important din viața lui Iisus, și anume pătimirea, moartea sa pe lemnul crucii. Și în această pregătire, nu? Este un moment în care Iisus se află de această dată nu pe munte sus pe Tabor, ci Iisus care se află în Getsemani și de această dată ia trei discipoli cu el, aceiași discipoli, Petru, Iacob și Ioan, și de această dată am putea spune că nu mai este într-un moment de glorie, ci este într-un moment de agonie, este într-un moment de profundă tristețe. Și dacă aici înfățișarea sa se schimbă, hainele devin strălucitoare, în grădina Getsemani, datorită trăirii sale puternice, ne spune atunci Evanghelia că el a sudat sânge. A sudat sânge. Iată așadar în două momente pe care aș dori să le pun așa în fața ochilor noștri, în care să privim la Iisus care se află în rugăciune. Hristos merge pe munte pentru a se ruga, Hristos merge în grădina Getsemani pentru a se ruga. Cu alte cuvinte, Hristos se roagă atunci când îi merge bine, și atunci când îi merge bine, când se află în momentele sale de glorie, dar Hristos se roagă și atunci când trece prin încercare, atunci când lucrurile în viață provoacă așa o tensiune foarte puternică. Și cred că am putea să învățăm și noi de la Iisus modul în care putem să ne rugăm cu adevărat. Nu putem să ne rugăm și să considerăm că avem o relație frumoasă de rugăciune cu Dumnezeu, autentică, doar atunci când totul ne merge bine în viața noastră, doar atunci când lucrurile funcționează așa cum ne dorim noi și când viața ne recompensează cu multe realități frumoase.
Hristos ne spune că suntem chemați să ne rugăm și ne dă exemplu că El se roagă și atunci când lucrurile nu funcționează așa cum își dorește sau așa cum ne dorim în viața noastră și în momentele de chin, de încercare, de agonie. De aceea să învățăm de la Iisus adevărata atitudine în rugăciune și să avem curajul să ne rugăm și atunci când poate suntem lipsiți de speranță și avem impresia că totul s-a pierdut în viața noastră, să cerem ajutorul din partea lui Dumnezeu pentru a fi întăriți și pentru a avea curajul să depășim acele momente și la fel să nu uităm să ne rugăm lui Dumnezeu și atunci când totul funcționează bine în viața noastră. Într-un cuvânt, în orice situație, mereu inima, viața, privirea noastră îndreptată spre Domn. Îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai împărtășit cu noi, să ai parte de un post mare cu adevărat cu roade spirituale în toată misiunea pe care o ai și de a-i călăuzi pe seminariști în viața spirituală. Vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni, că ați fost împreună cu noi. Vă dorim să aveți un post mare binecuvântat, prinde roade sufletești, prinde generozitate, caritate, dragoste față de aproapele și toate acestea să vă apropie mai mult de Dumnezeu. Vă dau întâlnire la o nouă emisiune săptămâna viitoare, aici la Polonia TV, sub semnul crucii. Până atunci, Dumnezeu să vă binecuvânteze multă, multă sănătate, multă, multă pace în suflete și în lumea în care trăim. La bună revedere!